Vă invit să deschidem Biblia în această seară, în Exod, capitolul 16. Vă voi citi un singur verset, și anume versetul 4, Cartea Exodului, capitolul 16. Restul pasajului îl putem citi noi, fiecare în dreptul nostru, în mod individual. Vă rog să ascultați cuvântul Domnului care spune: Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să plouă, să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Spun din toată inima, slăvit să fie Domnul. M-am bucurat foarte mult de cântare, m-am bucurat de mesajul tinerilor și inspirat de ceea ce au cântat ei, inspirat de tema mesajului lor, pe care cred că ați reținut-o, acum este timpul. Vreau să vă vorbesc și am intitulat cuvântul scurt din această seară, pe care vreau să-l aduc în fața voastră, l-am intitulat Timpul aducerii aminte. Cum stați cu memoria? Vă amintiți lucruri de demult? Ne amintim lucruri din prezent? Ne amintim ce s-a întâmplat ieri, săptămâna trecută, anul trecut? Cred că este timpul, dacă ați fost atenți la prima afirmație care s-a făcut, cred că este timpul ca biserica și creștinii să-și recapete mărturia în societate. Cred că este timpul să ne aducem aminte identitatea noastră și cine suntem noi. Cred că este timpul ca generația în care trăim noi să știe ceva ce s-a pierdut poate de mult. Este timpul să se știe că biserica este clădită pe valori, nu pe restricții. Și despre asta vreau să vă vorbesc în această seară. E timpul aducerii aminte. Să știm că ceea ce credem noi, ceea ce suntem noi, e clădit pe valori, nu pe restricții. De multe ori când lumea de afară se uită la noi, ne vede ca și niște oameni îngrădiți, trăiți după restricții. Nu, biserica lui Hristos este fundamentată pe valori. Și aș vrea în această dupămasă să ne aducem aminte, pentru că e bine din când în când să ne amintim trecutul, pentru că în felul acesta vom putea să trăim prezentul și să avem o perspectivă corectă a viitorului. Dacă citiți Biblia, cei ce cunoașteți pasajul, citiți chiar, vă rog, tot capitolul 16 din Exod, pentru că vorbește despre momentul în care poporul lui Dumnezeu a ajuns într-un mare impas. Plecați din Egipt cu promisiunea țării Canaanului, au rămas fără mâncare. Poporul a cârtit, a venit înaintea lui Moise și a lui Aaron și a spus: dă-ne de mâncare, suntem în pustietate. Și Dumnezeu răspunde cererilor spunând ceea ce v-am citit. Domnul a zis lui Moise: voi face să vă plouă pâine din cer. În această seară vreau să ne uităm la minunea prin care Dumnezeu timp de 40 de ani a dat mană din cer poporului și să ne aducem aminte de câteva lucruri. Mana din cer a fost pentru poporul lui Israel timp de 40 de ani ceva cu totul și cu totul unic. Psalmul 78 cu versetul 25 spune aceste cuvinte: au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. O altă versiune a Bibliei spune: au mâncat pâinea celor puternici. Și o altă versiune a Bibliei care îmi place foarte mult și se apropie de realitatea și de originalul textului este că Dumnezeu le-a dat să mănânce pâinea îngerilor. În această seară vreau să ne uităm la mana din pustiu și să ne aducem aminte de câteva lucruri despre care vorbește mana zilnică pe care Dumnezeu a dat-o poporului său. Imaginea purtării de grijă în mod supranatural al lui Dumnezeu trebuie să ne aducă aminte în seara aceasta de câteva lucruri pe care poate unii dintre noi le-am uitat. Când citiți un pasaj ca și acesta, când citiți despre ceva ce s-a întâmplat cu multe, multe sute de ani față de vremea noastră, de ce vă aduceți aminte? Sau de ce ne-ar trebui să ne aducă aminte mana pe care Dumnezeu a dat-o poporului în mod miraculos? Versetul 4, vi-l recitesc. Domnul a zis lui Moise: voi face să plouă pâine din cerul. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi. Versetul 11 spune așa: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: am auzit cârtirile copiilor lui Israel și îi trimite pe Moise să le dea un mesaj. Care sunt lucrurile pe care trebuie să ni le amintească sau reamintească minunea prin care Dumnezeu a dat
mană poporului său. În primul rând, sunt patru lucruri, sunt mult mai multe, dar la patru lucruri vreau să mă opresc în această seară. În primul rând, mana vorbește despre vremea unei încrederi simple în Dumnezeu. Mana vorbește și ne amintește despre vremea încrederii simple în Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Vă mai aduceți aminte de momentul când v-ați pocăit? Am ascultat mărturia acestui tânăr și cred că pentru el este proaspăt în memorie, dar vreau să vă întreb pe voi, stimați frați și stimate surori, care poate sunteți de mulți ani pe calea credinței cu perii cărunți, vă mai aduceți aminte de momentul când v-ați pocăit? Vă mai aduceți aminte când v-ați întors la Dumnezeu? Momentul acela în care aveați încredere absolută în tot ce spunea Dumnezeu. Savurați citirea Bibliei și nu vă puneați nicio întrebare că n-ar putea fi altfel decât așa cum spune Biblia. Ascultați și savurați fiecare predică fără să vă puneți întrebarea dacă predicatorul spune bine ceea ce spune sau nu. Asta însemna o încredere simplă în Dumnezeu. Și mana pe care Dumnezeu le-a dat-o poporului ne vorbește, le-a vorbit lor atunci și ne vorbește nouă astăzi despre această încredere simplă în Dumnezeu. Poporul trebuia să iasă dimineața din cort și să adune mana. Asta era totul. Ce înseamnă, poate vă întrebați, o încredere simplă în Dumnezeu? Suntem deseori acuzați că suntem oameni simpliști. Nu, pocăința nu este simplistă, e doar simplă. Simpliști sunt cei care cred despre pocăiți că sunt simpliști. A fi simplu înseamnă a fi direct. Dumnezeu i-a spus, vorbește poporului ca în fiecare dimineață să strângă mană. Asta e tot? Asta e tot. Ce înseamnă? Ce înseamnă să înțelegi că Dumnezeu așteaptă să ai o încredere simplă în El? Câteva lucruri, foarte rapid. Poporul a ieșit și în prima zi când au adunat mană s-au uitat la ceea ce era pe jos, pentru că spune Biblia că dimineața era un strat gros de rouă și când se ridica roa rămâneau niște bobițe albe și poporul a zis, ce este aceasta? Dumnezeu a spus, doar adunați și mâncați. Ce înseamnă încrederea simplă în Dumnezeu? Încrederea simplă în Dumnezeu nu are nevoie de strategie, are nevoie doar de smerenie. Observați că Dumnezeu nu le-a dat niciun fel de strategie. Ce să facă ca să aibă mâncare? Strategia lui Dumnezeu a fost foarte simplă. Ieșiți și adunați. Ca să ai încredere simplă în Dumnezeu, în vremea aceasta, în timpul acesta, trebuie nu să ai strategii. Nouă ne plac strategiile pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung. Nu-i nimic rău să fii un strateg. Dar când vine vorba de încrederea în Dumnezeu, când vine vorba de încrederea simplă în Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți cere o strategie, ci îți cere doar simplitate. Sunt aici să vă întreb, noi care trăim în această vreme dominată de un profund umanism, când omul este centrul la tot ceea ce se întâmplă, când ideologia toleranței și a incluziunii absolute vine peste noi ca un tăvălug, tu te mai poți smeri suficient? Poți să lași la o parte orgoliile tale, realizările tale, autosuficiența ta, ca să te încrezi simplu în purtarea lui Dumnezeu? Asta înseamnă. Încrederea simplă în Dumnezeu nu înseamnă să adopți o strategie, ci doar să te poți smeri. Asta le-a cerut Dumnezeu poporului. În fiecare dimineață ieșiți și adunați mana. Este interesant această exclamație. Ce este aceasta? E mirare, este șoc, este necunoaștere, dar rețineți că încrederea simplă în Dumnezeu înseamnă pur și simplu să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. E vremea, dragii mei, frați, stimate surori, dragi tineri, este vremea să ne amintim că Dumnezeu așteaptă de la noi o încredere simplă în El. Și încrederea simplă n-are nevoie de strategie, ci doar de smerenie. Încrederea simplă în Dumnezeu dezvoltă siguranță în viața noastră. Când te încrezi în Dumnezeu simplu și în ceea ce spune Dumnezeu, dezvolți în viața ta siguranță. Trăim într-o lume atât de nesigură. Trăim într-o lume a promisiunilor neonorate. De la cei mai dragi și apropiați prieteni care uneori eșuează în ceea ce ne promit, până la politicieni și până la autorități, trăim într-o lume a promisiunilor neonorate. Dar încrederea simplă a lui Dumnezeu va dezvolta în tine siguranță. Dimineață de dimineață, zi după zi, săptămână după săptămână, an după an, timp de 40 de ani, cu precizia unui ceasornic, mana era acolo pe câmp.
Așa spune Biblia. Din momentul când au ieșit din țara Egiptului până când au intrat în țara promisă, în țara Canaanului, mana a fost acolo în fiecare dimineață. Știți ce dezvoltă în noi? Încrederea simplă în Dumnezeu. Siguranța că ceea ce Dumnezeu spune, El și împlinește. Amin? Mai credem noi în generația noastră, în vremea noastră? Mai credem noi că ceea ce spune Dumnezeu, El și împlinește? Asta dezvoltă siguranță. Eu cred că după o săptămână, după o lună, după un an, poporul nu se mai îndoia că dimineața era mana acolo. Spun, poate cineva își pune întrebarea, oare cum era mana asta? Nu știu să vă spun. Spune una dintre scrierile apocrife și apocrifele nu fac parte din versiunea inspirată a cuvântului lui Dumnezeu, dar au valoarea pe care o au. Spune una dintre scrierile apocrife, și luați aceasta doar ca o informație, că mana în gura fiecărui evreu prindea gustul cu care el era obișnuit. Doar gândiți-vă la treaba asta. Dumnezeu a dat ceva generic care pentru fiecare era individualizat. Când unul lua mana și o prepara, pentru el avea gustul acelei mâncări preferate de el. Celălalt poate prefera un alt gust. Pentru fiecare, aceeași binecuvântare avea un alt gust. Doar gândiți-vă la asta. Dumnezeu, atunci când ne cere încredere simplă în El, prin asta se dezvoltă siguranța în Dumnezeu. Suntem noi siguri, dragilor, în această seară vă întreb, că ceea ce Dumnezeu spune poate să împlinească. După o vreme, poporul n-a mai avut nicio îndoială că dimineața când se trezea, mana era acolo. Mana vorbește despre o încredere simplă în Dumnezeu. Al doilea lucru în această dupămasă, vă citesc versetul 21 și versetul 27, pentru că vorbește în context despre această minune. Ascultați, astfel în toate diminețile fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. Și versetul 27. În ziua șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Vă dau un pic contextul. Dumnezeu le-a spus că 6 zile pe săptămână trebuie să se trezească de vreme și să strângă mana. De luni până sâmbătă, da? 6 zile. Sau, mă rog, de când vreți voi să începeți săptămâna? Începeți-o de miercuri și terminați-o marți. Egal. 6 zile trebuia să strângă, iar a 7-a zi trebuia să se odihnească. Era ziua sabatului, ziua de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Zi în care nu era mană. Și știți care e paradoxul? S-au găsit unii să iasă și în ziua 7-a să caute mana. Al doilea lucru despre care ne vorbește mana. Spuneam că mana vorbește despre o încredere simplă în Dumnezeu. În al doilea rând, mana ne vorbește despre un timp bine definit al ascultării de Dumnezeu. Știți că există o vreme când trebuie să asculți de Dumnezeu? Poate o să zic, găsesc foarte interesant aspectul ăsta. Poate cineva o să spună, dar nu trebuie să ascultăm totdeauna de Dumnezeu. Ba da. Nu trebuie zilnic să ascultăm de Dumnezeu? Ba da. Dar vreau să vă spun că mana vorbește despre acel timp definit de Dumnezeu ca noi să ascultăm. Știți ce este interesant? Vă dau câteva exemple biblice. Invadat de broaște, faraonul Egiptului a fost pus în fața unei întrebări. A venit Moise și a spus, când vrei să mă rog pentru tine ca să scap de broaște? Eu vă parafrazez. Citiți în Exod capitolul 8 ce vă zic eu. Când vrei să scap de broaște? Țara era infestată de broaște. Zice Biblia, când Moise și Aron și-au întins toiagul, toate broaștele din râuri, din Nil, au invadat țara în așa fel încât literalmente erau broaște peste tot. Și vine Moise la faraon și spune, ești gata să lași poporul să plece? Mă mai gândesc, vă parafrazez discuția dintre cei doi. Și apropo, când vrei să scapi de broaște? Știți ce zice faraon? Mâine. Mă întreb eu, dar de ce nu astăzi? De ce mâine? Chin, suferință, mizerie, când vrei să scapi de ele? Mâine. Nebucadnețar are un mesaj din partea lui Dumnezeu transmis de înțeleptul și de omul lui Dumnezeu Daniel și îi spune, placă-ți sfatul meu, împărate, și pune capăt vieții tale de păcat și de neascultare de Dumnezeu. Dar poate dacă o faci, spune mesajul, poate Dumnezeu se va îndura de tine. Știți câtă vreme a primit Nebucadnețar să se pocăiască? Cine știe? Un an, 12 luni. A expirat vremea și Nebucadnețar nu s-a pocăit. Știți că ascultarea de Dumnezeu în anumite momente din viața noastră ține de timp? Filip
Ați citit despre evanghelistul Filip. Faptele Apostolilor, capitolul 8. I-a spus Duhul, du-te și prinde carul. Era un car cu un famen etiopian. Ministrul de finanțe al etiopienilor se întorcea din Ierusalim și se ducea înapoi în țara lui, în nordul Africii. Și era în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Citiți în Fapte 8 ce vă spun eu. Și la un moment dat Duhul Sfânt îi spune lui Filip, du-te și prinde carul. Doamne, când acum? Păi cam acum ar trebui. Că ăsta stă și citește și nu înțelege. Ascultarea de Dumnezeu corelată cu timpul ascultării de Dumnezeu. Astăzi spune Biblia, dacă auziți glasul lui, ce trebuie să faceți? Să nu vă împietriți inima. De ce astăzi? De ce mâine să nu ascult? Pentru că s-ar putea ca mâine să fie prea târziu. Am ajuns să nu mai avem timp pentru nimic și, paradoxal, avem timp pentru tot ceea ce ne place. Poate în cele din urmă suntem de acord să ascultăm de Dumnezeu, dar când o facem noi, o facem când vrea El sau când vrem noi. De ce este important timpul definit de Dumnezeu? Câteva lucruri foarte rapid. Poruncile lui Dumnezeu au prioritate față de orice altceva. Mana trebuia adunată zilnic dimineața. Nu la prânz, nu seara, nu când am timp liber. De ce? Ce spune Dumnezeu are un timp definit. Așa zice Biblia. Citiți contextul, e foarte simplu. Poruncile lui Dumnezeu au prioritate și urgență față de orice altceva. Poruncile lui Dumnezeu sunt întotdeauna clar definite de limite. Versetul 28. Atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? E complicat subiectul ăsta. Să știi că poruncile lui Dumnezeu sunt clar definite de limite. Mana trebuia adunată zilnic, dar doar 6 zile pe săptămână. Și mai ceva, neascultarea de poruncile lui Dumnezeu are întotdeauna consecințe. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că unii s-au trezit în ziua a 7-a să adune mană, dar nu era mană. Știți de ce s-au dus ăștia în ziua a 7-a? Pentru că în ziua a 6-a nu și-au adunat cât trebuia și au zis, las că este mană și mâine. Mă gândesc la cei care se trezeau târziu. Știu că noi trăim în generația celor ce se trezesc târziu. Așa se spune despre generația în care trăim noi și tinerii noștri, sunt generația care s-au născut obosiți și trăiesc ca să se odihnească. Asta e generația noastră. Dar mă gândesc, dacă te-ai trezit târziu, într-o dimineață, știți ce se întâmpla? Ce credeți că orpățită ăștia care s-au trezit târziu? Zice Biblia că atunci când răsărea soarele, ce se întâmpla cu mana? Mana se topea. Ce credeți că se întâmpla cu cei ce se trezeau târziu ca să meargă să adune mană? Nu știu. Poate aveți voi o părere. Un lucru îl știu cu certitudine. Mă gândesc pragmatic. Cred că rămâneau flămânzi în ziua aia. În afară de asta, nu spune Biblia că ar fi pățit ceva. În al treilea rând, mai sunt încă două lucruri pe care vreau repede să le parcurgem. Dar mana ne vorbește despre o încredere simplă în Dumnezeu. Am spus apoi că mana vorbește despre timpul definit pentru ascultarea de Dumnezeu. Și mai ceva, mana vorbește despre o vreme a binecuvântării care te responsabilizează. Versetele 17 și 18 spune așa. Izraelții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul. Ascultați, extraordinar mi se pare modul în care Dumnezeu pune aici problema. O măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos. Iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Pe lângă faptul că mana vorbește despre această încredere simplă în Dumnezeu, despre faptul că ascultarea de El e definită în timp, mana ne mai spune o lecție, ceva ce mulți dintre noi cred că ar trebui să acceptăm și să procesăm, cel puțin la nivelul minții noastre, dacă nu, să lăsăm să ne inunde și sufletul. De ce? Pentru că mana vorbește despre o vreme a binecuvântării care te face responsabil. Știți că Dumnezeu dădea zilnic mana, dar evreii erau responsabili să o strângă și să o proceseze, să o transforme în mâncare. Ce înseamnă
Când Dumnezeu te binecuvântează și prin binecuvântare te responsabilizează. Câteva lucruri le-am găsit aici în Scriptură foarte interesante. În primul rând, responsabilitatea în binecuvântarea lui Dumnezeu te ferește de lăcomie. Lăcomia este unul dintre păcatele despre care nu mai vorbim sau vorbim foarte puțin. Lăcomia este un cancer al sufletului. Ajungi să jertfești totul pe acest altar mare și nesătul. Cred că generația noastră a uitat complet că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Uneori cred că Dumnezeu ne dă doar cât ne dă, pentru că altfel am luat-o pe căi greșite. Responsabilitatea în binecuvântare te ferește de lăcomie. Responsabilitatea în binecuvântare îți deschide ochii la nevoile celor din jurul tău. Și mă bucur tare mult că cei ce am fost binecuvântați de Domnul și suntem aici în casa Domnului la poarta cerului în seara aceasta, am fost responsabili de binecuvântările ce le-am primit de la El și din aceste binecuvântări în mod responsabil am dat și celor care au ajuns la necaz. Astăzi sunt ei, cei de acolo, din sud-estul țării. Mâine s-ar putea să fim noi de aici, din vestul țării. Doamne, ajută-ne să fim responsabili în binecuvântarea ce ne-o dai. Știți că zice Biblia aici un verset foarte interesant, că fiecare trebuia să adune mană pentru el și pentru cortul lui. Când Dumnezeu te binecuvântează, una din responsabilități este că îți deschide ochii la nevoile celor din jurul tău. Și mai ceva, responsabilitatea în binecuvântare e cel mai bun profesor care poate preda un curs de recunoștință. Când îți merge bine, frate, mai știi să-i mulțumești lui Dumnezeu? Că atunci când îți mergea rău, știai să te rogi. Mai repet, acum că îți merge bine, mai știi să-i mulțumești lui Dumnezeu, tot așa cum știai să te rogi atunci când îți mergea rău? Doamne, ajută-ne! Și o să închei cu un ultim lucru, da? Ce ne învață mana, timpul aducerii aminte de minunile lui Dumnezeu, care au avut un impact profund asupra poporului? Mana ne amintește că Dumnezeu așteaptă să avem o încredere simplă în El. O încredere bazată pe ceea ce spune El și pe faptul că ceea ce El spune, El poate să împlinească, slăvit să fie Domnul. Mana vorbește despre acea ascultare care e definită de timp. Acum trebuie să faci ceea ce Dumnezeu ți-a cerut să faci. Nu atunci când avem timp liber, atunci când avem noi dispoziția. Prioritatea este ceea ce spune Dumnezeu. Mana vorbește, spuneam, despre această binecuvântare care te face responsabil. Și mai un lucru foarte interesant pe care îl găsesc, versetul 16, vi-l recitesc. Iată ce a poruncit Domnul: fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să strângă cât îi trebuie pentru hrană. Mana mai vorbește despre ceva. Mana te învață că deși primești cu limită, nu vei duce niciodată lipsă. Asta este paradoxul și frumusețea binecuvântării lui Dumnezeu. Deși avem un Dumnezeu nelimitat, Dumnezeu care poate totul, le-a dat mană cu limită. Dar paradoxal, deși primim de la Dumnezeu cu limită, nu ducem lipsă. Este un concept foarte interesant din Scriptură și închei cu aceste gânduri. E foarte interesant de notat că cei ce strângeau puțin nu duceau lipsă. Iar cei ce strângeau în exces, cel puțin în accepțiunea lor, n-aveau nimic în plus. Ăsta este principiul că Dumnezeu când îți dă ceva, deși îți dă limitat, El face cumva să nu duci niciodată lipsă. Generația în care trăim a uitat complet acest concept, pentru că de prea multe ori căutăm satisfacerea dorințelor, nu a nevoilor. Și când cauți în lumea aceasta să-ți satisfaci dorințele și nu nevoile, riști să cazi în extreme. Și ar fi multe de spus despre asta. Suntem mereu asaltați de ideea că nu avem destul. Ne-am format în generația aceasta o psihologie a confortului, dată de belșug. Să avem un cont plin, să avem o mașină bună, foarte bună, să avem belșug în toate, să avem mintea plină de informație, contul plin de bani, frigiderul plin de alimente, dulapurile pline de tot. Observați că la Dumnezeu există ceva.
Există ideea că dacă îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, El va avea grijă ca să nu duci lipsă. Și închei spunându-vă că ăsta este, de fapt, marele test al cuvântului cumpătare. Dumnezeu i-a învățat pe evrei cumpătarea. Strângeți cât vă trebuie. Iar dacă cumva n-ai reușit să strângi cât îți trebuie, nu vei duce lipsă, pentru că compensează Dumnezeu. Dacă ai strâns mai mult decât îți trebuie, nu vei avea cu nimic în plus, pentru că trebuie să învețe, au trebuit să învețe ei atunci cumpătarea, trebuie să o învățăm și noi. Știți că e vorba de măsură. Evreii măsurau mana. Știți de câte ori măsurau mana? În fiecare zi trebuiau să măsoare mana. Vreau să vă spun ceva, când mai vreți să faceți ceva, orice în viața aceasta, vă rog frumos să măsurați, să nu fie prea mult, un omer ajunge. Dacă ne pierdem măsura lucrurilor, devenim pasibili de exces. Și știți foarte bine că orice exces dăunează grav sănătății fizice, dar mai ales spirituale. Mă rog din toată inima să ne aducem aminte de aceste lucruri, să nu le uităm niciodată. Amin.